Tulpina Delta face ravagii în Israel. În ultimele zile, țara cu cea mai eficientă campanie de vaccinare a înregistrat un număr record de cazuri. Numărul noilor infectări a ajuns la 11.000. Autoritățile se tem de deschiderea anului școlar, care ar putea amplifica răspândirea virusului. În ultimele zile, Israelul a înregistrat aproximativ 11.000 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Cifre asemănătoare au mai fost înregistrate doar în septembrie anul trecut. În acest moment, numărul de cazuri din Israel a ajuns la 84.000. Odată cu creșterea infectărilor, au început să apară și din ce în ce mai multe decese. Numărul mare de cazuri pune în pericol întoarcerea la școală a elevilor. Autoritățile se tem de faptul că odată cu deschiderea școlilor se va amplifica și mai mult criza actuală. Experții în sănătate susțin că e de aștept Tat ca numărul de cazuri să crească, dar totuși speră să nu izbucnească noi focare în unitățile de învățământ. Pentru a evita creșterea și mai mare a cazurilor, autoritățile au cumpărat deja teste care să-i verifice pe elevi. Statul Israel este primul care a început vaccinarea cu doza a treia, însă acest lucru pare să nu-i ajute prea mult. Unele studii au arătat că eficacitatea vaccinului Pfizer scade mai rapid decât cea a serului AstraZeneca în fața variantei Delta, susțin mai mulți cercetători de la Universitatea Oxford.